Protocolul dintre PNCCD și UNPR este în pericol de a nu mai fi semnat, anunță Matei Catrinoiu, președintele țărăniștilor gorjeni. Acest lucru se va întâmpla dacă proaspătul înscris la UNPR, Danilie Morega, va ajunge președintele formațiunii. Catrinoiu spune că Morega nu și-a respectat înțelegerile cu țărăniștii nici pe vremea când conducea PNL Gorj. Vom analiza în profunzime, pentru că noi am avut în decursul timpului multe dușuri reci cu diversi oameni la care au condus în... Da, aș putea să spun și de domnul Morega, pentru că... Adică nu ați acceptat să încheiați un protocol în condițiile în care domnul Morega ar fi președintele UNPR-ului? Dacă să încheie scris, noi am avut înțelegeri verbale pe care domnul Morega nu le-a respectat. În cazul în care cele două formațiuni vor avea directive de la centru să încheie protocol, acest lucru se va întâmpla și la Gorj, spune Catrinoiu, însă numai după ce vor chipzui bine. În plus, spune liderul țărănist, clauzele protocolului trebuie să fie foarte bine stabilite.